Pele 1, 450 de lumeni, avem 105 metri, rază de iluminare, alimentare cu baterie, cere, 1, 2, 3, A. O lanternă, cea mai ieftină lanternă din seria lanternelor de pistol, un produs senzațional, a făcut furor din America, este un bestseller. Vine în pachet cu o piesă din asta de schimb, piesa aceasta de aici. Singura deosebire este lățimea ei. Unele leșine sunt mai, au găurile mai puțin mai înguste, șanțurile. Înălțimea este aproximativ aceeași. Se poate monta pe orice an. Bine, și avem și ok în burs inclus. Bateria se schimbă pe aici, adică nu este nevoie să scoatem arma de pe lanterna de pe pistol sau de pe armă. Se desface de aici, avem acces la baterie, schimbăm bateria și gata. Avem protecție la apă, la șocuri, bineînțeles. Este testată și paratestată în America. Mii de utilizatori o folosesc. Lanternă foarte compactă. Nu chiar foarte, de cea mai mică este pele mini, dar este de bun simț. Uitați, o brichetă obișnuită. Este mai scurtă ca o brichetă. Uitați lățimea ei. Avem 450 de lumeni. Un singur mod de funcționare. O cheie de mașină. V-ați făcut o idee. Asta e cel mai mic ceac de la Victorinox. Deci, sistemul de montare este un sistem rapid și foarte, foarte strânge foarte bine, se fixează excelent. Se poate monta cu o mână, fără nicio problemă. Vă arăt puțin mai târziu cum se și montează. Butoanele acționează din toate părțile, sunt din cauciuc. Vedeți? Un grip foarte bun, adică indiferent de arma pe care o dețineți, puteți acționa, adică ori din lateral, fără probleme, ori apăsând așa, ori așa, oblic, deci funcționează de oriunde. Și stânga și dreapta sunt la fel. Hai să vă arăt un pic cum se montează. Hai să luăm un fixator. Da, uitați, o montez cu o singură mână. Cu stânga, eu sunt dreptaci. Și gata, am țepenit aici. Da. Deci mâna mea, deși este un pistol destul de mare, e full size, vedeți, mi ajunge lejer aici, la buton, deci fără să mă chinui. E foarte simplu. Asta să dau puțin lumina mai mică. Ok. Deci la o apăsare simplă,
indiferent pe stânga sau pe dreapta, lanterna pornește și rămâne aprinsă, un singur mod de funcționare. Dacă ținem lunga apăsat, avem funcție de momentary on, când luăm mâna se oprește. Foarte simplu, foarte eficient, asta înseamnă lanternă tactică. Cine folosește înțelege, lanternele astea sunt pentru pistole adevărate. Observați. Mai avem o funcție. Deci, am spus, butoanele sunt ambidextre, indiferent că sunteți dreptați sau stângaci. Da? O puteți folosi fără nicio problemă. Da, în fine, dacă apăsăm pe ambele butoane în același timp, lanterna intră în stroboscop și rămâne așa. Ca să ieșim din stroboscop, un simplu click pe oricare din faze, pe de butoane, pardon. Deci, o să dau puțin camera mai departe. Deci, cum ținem? Nu? Vedeți, avem acces, cât apăsăm. Deci stau puțin ciudat, eu cam și camera între mâini, în fine. Nu pot să țin foarte bine. E foarte simplu, să vă și arăt. Deci cam asta este, sunt lanternele de la Olight.